mulțumesc foarte mult. Jul. Las. E bine. Da. Ce calificare aveți, domnul meu? Momentan sunt instalator. Bun. În trecut? În trecut am fost tâmplar, am fost electronist, am fost redactor. Redactor la? La o revistă mai puțin cunoscută. Apărea? Apărea, da, apărea lunar. Cum adică? Baia mare. Bun, că vă distrați. Lucruri total nepotrivite, misiunii. Eu vreau să aflu chestii care nu are legătură întreabă. Cu mine. Să pară ciudată. Vreau doar să-l întreb. Dacă numele lui real nu cumva este Mese Silviu și nu sunteți cumva din Constanța și trăiți în Spania și vă ocupați cu acea pagină de Instagram, nu, care ne pupați aici, voi știți despre ce vorbesc. Ce? Voi știți despre ce vorbesc, o să par dubioasă. Ești. Despre Silviu de la Constanța. Seamănă cu Mese Silviu, care știam că vrea să concureze. Nu am pașaportul la mine, deci nu. Cine e Mese Silviu? Hai mă să căutăm și noi. Ești cine spui că ești, nu? Nu ești Silviu, astăzi... Nu sunt, nu. Cine e mă Mese Silviu? Trăitul la Viena. Nu. Deci... Nu ești tu. Nu. Omul ăsta. Că l-a confundat cu cineva, nu știu, cu un tip care scrie nu știu ce, în fine, nu știu. L-a confundat. Cum e Mese Silviu? Nu știi despre Mese Silviu? Nu. Ajuns după aia la o asemenea nebunie în care spunea nu, de fapt eu cred că este persoana respectivă, dar n-a vrut să recunoască că este persoana respectivă pentru că a fost incognită persoana respectivă. Dar cine e persoana respectivă de aia, ce e importantă? El e cel care comentează, a apărut și în cancan acest. E cineva care știe? Știi de Mese Silviu? Sunt oameni în spate care știu ceea ce mâncă. Domnul Exarhu, botezul primei jurizări. Vorbind acum de filme cu instalatori. Ce părere avem despre faptul că, de exemplu, în filmele de o anumită factură, pentru adulți... Pornografia, da? De calitate. Aplauze, am zis pornografie. Nu e un stigmat aruncat asupra acestei categorii profesionale. Faptul că în filmele porno, instalatorii nu-și termină treaba niciodată pentru că se apucă de altceva. Nu e rușine? Este o mare rușine și o dezonoare. Ar trebui să-și termine treaba întotdeauna. Să monteze chiuveta, dacă absolut, tot absolut. Să funcționeze totul în parametri normali. Ei montează casnica. Să schimbe garnitura. Aia face. Numai că la proprie tăreasă. Țeava. Ați avut aventuri de genul? Nu. Păcat. Ați dărmat un mit, domnul meu, deci. Știu. Da, până la urmă, cred că ar trebui să pleci de aici cu un moment de sinceritate. Crede-mă că este rău. E foarte slab ceea ce faci. Nu cred că ai nevoie de încurajări, ai nevoie de un pic de sinceritate atunci când te auzi vorbind și îți practici glumele, ca să zic așa. Faci în general treaba asta, faci numerele în limba engleză, bănuiesc, nu? Da. Poate ăsta a fost un motiv care te-a încurcat un pic. Între timp putem să votăm deja. Adică votați. Voi fi foarte, foarte, foarte scurt. Îți apreciez foarte mult bunul simț și jur că nu mint atunci când spun să te ții de treaba asta. Și să mai scrii material. Mulțumesc. Baftă. Bun, dacă și votăm... Idem, cumva, și pe mine mă cucerești și faptul că ești extrem. Ai foarte bun simț. Mă, una care m-a cucerit pe mine a fost aia cu vizorul poliției. Mie mi s-a părut foarte bun, jur. Până una alta o să vedem rezultatul la ceea ce s-a întâmplat pe aceste amărâte 4 tablete. În 3, în 2, în 1, în... Intră la vot! Ai intrat la vot! Că m-am și speriat. Dar avem la masă 3 Vă mulțumesc. Nu cred că i-au dat ei like din adâncul sufletului. Cred că pur și simplu trebuie a creat un balans, pentru că era clar că noi suntem partea întunecată a forței și atunci ei încercau să panseze puțin la rănile, dar nu putea fi salvat pacientul. Deci, poți să mă vorbești de rău? Ce-am văzut până acum? Am o părere foarte proastă, dar coincide cu părerea mea despre emisiunea și atunci mi se pare că lucrurile se leagă foarte frumos. Bendeac, fă-ți ghiozdanul!
Nu, nu știu, nu, nu. Am sentimentul. De-aia cred că a și plecat, se simte jenat de ce a făcut și s-a dus să sune duhovnicul sau nu știu, pe cineva de specialitate, mi-e teamă, da. Îmi pare rău. Deci ți-a plăcut? Bă, una peste alta, da. Bă, dacă nici plăcut, nu mi-a ieșit în cap aia cu vizorul. Aia cu vizorul mi-a făcut foarte mult. La reacțiile lui Mihăiță. Deci i-am dat da. Recunosc că nu sunt ferm convinsă că, adică n-am fost în momentul în care încă nu sunt convinsă că nu era ăsta mese. Și dacă este mese, dacă e mese, dacă înțelegi, poate totuși e mese. Nu numai de asta i-am dat. Am fost așa o, dacă nu mai e. Convinsă nici acum, deci. Ba nu, acum sunt convinsă că nu era el. Îl chema Zolt. Jolt. Jolt Roșnaie. Nu era el, clar. Deși și numele ăsta pare o invenție. Salut, Silviu! Bună, Delia, bună. Tu? Voi știți cine e, nu? El. E mese. El. Tu ești mese! Mese, el da, e sunt, mese! Mese! Da, văd bărcile alea și mă gândesc că are sens. Eu sunt. Sunt convinsă că e el. Un singur lucru am înțeles din tot acest moment. Delia are nevoie de o programare la un oftalmolog. Sau se punem acolo, știi cum e pe navele de război, că se montează în un binoclu așa și de la, știi, cu așa, știi, cu stativ și se uită. Se uită. Cine ești tu, măi copile? Viața e dură, gustul e lung. Înțelegeți acum ce trăiesc aici. Doamne sfinte. Da, pare rău.